Deși sezonul sacrificării porcilor este abia la început, medicii veterinari din județ au identificat 4 cazuri de trichineloză. Avem un caz la Măgureni, unul la Brebu, Pietriceaua, unul la Mâneciu Pământeni și unul la Scorțeni. Sunt cazuri care apar la 2 cazuri, avem consumatori. Deci au întâi, înainte să facă examenul de trichine, au consumat, deci au făcut așa zisa pomana porcului, după aia au făcut examenul trichineloscopic. Pentru prevenirea apariției unor noi cazuri de îmbolnăvire, medicii veterinari recomandă efectuarea examenului trichineloscopic într-unul dintre cele 47 de centre înființate la nivelul județului. Taxa este diferită la stat, deci la Serviciul Sanitar Veterinar de Control Alimente este 9 lei, iar la medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, care sunt medici veterinari privați, între 15 și 20 de lei. Porcii infestați cu parazitul Trichinella spiralis vor fi confiscați și incinerați, proprietarii urmând să fie despăgubiți la prețul pieței.